Dragi prieteni, eu sunt Greierașul. De cum apune soarele, îmi iau lăuta și mă strecor printre firele de iarbă, pe suprichiciul ferestre, ori sus, pe vreun colț de grindă. Și încep a-i zice cu foc. Cri-cri, cri-cri. Și parcă noaptea nu-ți mai pare atât de neagră când auzi pe undeva, prin preajmă, glasul prietenos al nostru nesubțirele care îngână ușurel. Nu-i așa? De aceea mulți mă așteaptă seara ca să le țin de urât, mai ales că eu știu și multe povești. Cum? Să vă spun și vouă una? Bine, bine, dar pe care? Pe care să vă spun? Ah, știu, am să vă spun povestea Ilenuții, fata moșului Ceacminte. Pe Ilenuța am cunoscut-o de mult, tare de mult, pe vremea când bunicii noștri erau copii ca voi. Ilenuța era fata unui moșneag rămas văduv încă de timpuriu și care se însurase a doua oară cu o femeie zgripțuroaică, nu alta. În fiecare seară veneam sub fereastra ei și încercam să mă înveselesc cu cântecul meu, fiindcă tare greu mai ducea biata fată în casa părintească. Mișcă-te, măiute neisprăvit-o. Ai tors lâna pe care ți-am dat-o? Da. Așa, bine. Ai băgat pâinea la cuptor? Da. Ai măturat prin tindă? Nu încă. Cum e volnico? Dar cine vrei să măture tinda? Eu? Pierd în ochii mei. Și s-o faci lună. Da, mamă. Ce odorul, maichi? Ce-ți dorește inimioara? Ilenuța n-a adus apă proaspăt în copăiță și mi-e sfinte. Îndată, Ilenuță! Ce faci acolo? Mă turtinda! Adă repede o cofă de apă de la fântână! Dar avea o scosit! Mișcă, oprișit-o când îți poruncesc! N-auziți că fata mea poftește să bea apă nestătută? Ce vrei să pui mâna pe repedei? Mă duc! Așa! Sărmana Ilenuța, mi se rupe inima de mila ei. Ce trai neomenos i-au hărăzit. Cine vorbește acolo în iarbă? Tu erai, Greierașule. Bună seara. Bună seara, dragă licuriciule. Încotro? Mă duc să-mi aprind felinarul în marginea potecii, ca de obicei. Dar ce ai, Greierașule? Parcă am necăjit. Apoi m-am întristat din pricina Ilenuței noastre. Nu știi? Fata moșului cea cu minte. Dar o mai nepăstuiește zgripțuraica de babă. Piata, fetiță, iertai că sunt... O căruță? Dar cine o fi? E chiar moșneagul, tatăl Ilenuței. Stai că-l ia baba în primire încă de la poartă. Auzi! Bine! Bine că ai venit, bărbate! Bine că ai venit să mă scap de belea, că nu mai pot! Mi-a scos sufletul! Mi-a amărât zilele! Dacă nu mă scap de ea, mă arunc în fântână! De cine femeie? De fita! E rea ca o viperă și tuntă ca o ciuboată! Nu mă ascultă de fel, nu pune mâna pe nimic! E îndărătnică și mofturoasă și ușarnică, blestemata! Că nu-i dai de capăt în niciun fel! Păi mai dojenește-o și tu când... Ce? Da, păi nu știi cum sare cu gura la mine! Mă ocărăște ca pe o cercetoare! Eu, femeie bătrână, să-mi dur asemenea necuviință! Nu, bărbate, nu! Dacă nu-ți duci fata din casă, eu pâine și sare pe un taler cu tine, nu mai mănânc. Unde s-o duc femeie? Vai de păcatele mele. Unde-o știi? Că ești-o mai ții mult pe aici, o să o nărăvească și pe fata mea. Mă mir de Ilenuța, față de mine e numai supusă și ascultătoare. Vicleana, se pricepe la fățărnicii, dar când îi tulburi trândădeala, sau nu ce poate ta din ea. Am s-o cer din nou, am să-i atrag luarea aminte. Degeaba, bărbate, e soi rău, s-o duci de aici, eu atâta spun, să-mi iei facul ăsta de pe cap, că de nu, eu, bărbate, cu tine nu mă Cric,
mai ciudat în casa moșului și a babei. Păi cum, frate? Încă nu s-au culcat? Ba da, de mult. Ilenuța s-a adus gătejele, a spălat blidele, a învelit focul în vatră și s-a culcat. Eu m-am cuibărit sub fereastră și am cântat până a dormit. Era frântă sărăcuța. Dar iată că pe la miezul nopții cineva a început să se miște prin casă. N-ai putut să vezi cine? Uite, a ieșit în tindă. E papa! Ce face? Că eu nu văd. A luat găleata cu apă. E o fisete. Aș, a intrat în casă cu ea? Licuriciule, știi ce a făcut? A turnat apa peste tăciunii din vatră. Ce spui? A stins focul pe care l-a acoperit Ilenuța, ca să aibă pricină de gălceavă mâine dimineață cu biata fată. Trebuie să o trezesc pe Ilenuța. Mă fulșesc chiar acum la căpătâiul ei. Ilenuță! Ilenuță, dragă! Ilenuță! Ce e? Cine e? Eu sunt Ilenuță. Creierașule, ce cu tine? Fetiță, papa ți-a stins jarul din vatră. Azi neauri petrecute. L-a stins și s-a culcat la loc. Vai de sufletul meu! Trebuie să mă urc în pod. Poate zăresc undeva vreo geană de foc. Da, da. Sărmana fată, să plece acum în toiul nopții după jar. Ce să facă? Baba doar atât așteaptă să-i găsească o nouă vină. Creierașule, unde ești? Aici, aici. Am văzut flicărind spre soare apune o luminiță slabă. Alerg de îndată acolo, poate capăt câțiva tăciuni aprinși ca să atâns din nou focul în vatră. Ilenuță, știi ce? Vin și eu cu tine. E noapte, drumurile spustii. Să nu fii chiar singură de tot. Îți mulțumesc, Greirașule. Ești bun ca întotdeauna. Cum o să pot ține pasul? Iaca, mă prind în părul tău. Aici, lângă ureche. Gata! Și acum la drum, Ilenuță. Poate ca amândoi am răspit mai ușor. Nu cumva ne-am rătăcit, Greierașule. Am mers atâta cale și licărirea aceea nu se vede nicăieri. Poate că... Iată-ți! Ce se aude? A, uite o căsărușă marginea drumului. Ia hai să vedem. De ce-o fi schiunând așa? Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine. Mi-a intrat un ghimpe în laba dreaptă și abia mă mai mișc. Vai, sărmana, ce slabă e. Pot să-i numer coastele. Ilenuțo, noi dacă e târziu și mai avem cine știe cât de mers. Nu-i nimic, am să-i scot ghimpele cățelușii. Așa, să-i spăl nițel rana și să-i oleg cu năframa mea. Gata, rămâi cu bine, cățelușo. Hai, Găierașule. Merg sănătoasă, fată vrednică, și să-i izbândești în tot ce ți-ai pus în gând. Of, că pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Ia să-i, Greirașule, să vedem ce vrea pomul acela. E un păr înflorit pe care l-au năpădit omiții. Tocmai asta e. Dacă m-ar curăța cineva de omiz, tare bine mi-ar prinde. A, te curăț eu, părule. Ilenuța. Acuși sunt gata, Greirușule. Nu pot să-l las așa pe sărmanul pom. Oprim astfel prin toate locurile. Greirașule, eu știam că tu ești bun la suflet. Fetico, Fetico. Ia, parcă m-a strigat cineva. Ei, ți-a părut? Nu, eu am strigat-o. Apropie-te, Fetico. Ce-i, fântână dragă? Te necăzește ceva? Fată vrednică, îndură-te și curăță-mă de mâlci și de frunze. Căzac așa părăsită de nu se știe când. Ilenuțo, ține seama că asta e o treabă nevoioasă. Lasă, Greirașule, că dau zor și uite, îi sfârvesc treaba îndată. Dar ce e asta? Am auzit ceva. Parcă era un oftat. Întoarce-ți fața spre mine, fată dragă.
Ia uite, și un cuptor de pâine. La ce ai pătit cuptorile de arăți așa de jalnic? M-au bătut vânturile și ploile, fată dragă. Mi-au surpat cărămizile și mi-au spulberat cu muia. Dacă tu ai vrea să faci o faptă bună, ai muia nițelut, mai lipi și mai curăța, ca să mai pot folosi și eu la ceva. Bine, cuptorule, ia că mă apuc de treabă. Îți mulțumesc, fată vrednică și inimoasă. Și să știi că n-am să uit niciodată binele pe care mi l-ai făcut. Uite, greirașule, am ajuns. Uite o colibă. Vezi firicelul de fum care iese pe horn? Da, dar porțile sunt fixe. Nu-i nimic. Ciocănim și ne rugăm frumos pentru misca evatăciune aprinși. Ce cauți aici, copil? Bună dimineața! Mi s-a atins focul în vatră și am venit să mă rog pentru nițel jar. Unde ți-e casa, copilă, dragă? Dincolo de pădure. Și ai bătut atâta cald. Ce să fac? Maica mea vitregă nu vrea să știe de nimic. Cum te cheamă? Ilenuța. Ilenuța, eu am să-ți dau tăciune aprinși. Însă poate mă ajuți mai întâi la niște treburi de ale casei. Vrei? Da. Spune-mi ce-am de făcut și iaca. Să-mi scalzi copilașii care dorm încă, să-i hrănești, să deretici în urma lor și să-mi gătești și mie ceva bucate. Toate astea până mă întorc de la pădure. O să poți? Sau te-ai speriat încă de pe acum? Ha, de muncă nu m-am speriat niciodată. Du-te liniștită că mă descurc eu. Bine. A plecat? Da, greirașule. Mai să răzbești cu atâtea treburi. O să răzbesc. Hei, copii, ieșiți din casă. Aoleu, ce-i asta? S-a umplut o grana de purcei, ursuleți, bursuci, pui de vulpe și alte lingioane. Hai, veniți, veniți, copii, veniți pe rând la copaie. Ce mare minune sunt mâinile harnice ale unei fete când s-o înapoia galda și-o vedea. Ei, copilo, ești gata? Da, gata. Ai spălat toate viețuitoarele astea cu mâna ta? Da. Ai gătit bucatele, ai făcut curat? Da. Fată vrednică, vino să te îmbrățișez. Află că eu sunt zâna pădurii și te voi răsplăti pentru vernicia ta. Uite, alegeți una dintre lăzile acestea, în care am tot soiul de bogății. Aceea va fi simbria ta. Dar să n-o deschizi până n-ajunge înapoi la taică tu. Bine, dar eu nu voiam decât câțiva tăciuni aprinși. Ia-ți tăciuni. Dar ia și-o lat. Hei, dar de ce ai pus mâna tocmai pe lădița aceea mică și sărăcăcioasă? Eu socot că asta se cuvine să iau pentru cât am muncit. Bine, fată vrednică. Mergi sănătoasă și bucură-te în tihnă de răsplata muncii tale. Nu înțeleg, dragă Ilenuța, cum ne-ai putut alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate lăzile acelea? Greirașul, nu mă mai certa. Am ostenit. N-am luat nimic în gură de ieri seară și sunt sfârșită de putere. Ilenuța, Ilenuța, dragă. Greirașul, nu mai pot merge mai departe. Ilenuța. Hei, hei, fată dragă. Sunt aici la doi pași, nu mă vezi? Cuptorul. E cuptorul pe care l-ai lipit tu. Ești flămândă, dragă, da. Ți-am păstrat o azimă caldă. Ia-o, ia-o și-o mănâncă. Îți mulțumesc, cuptorule. Parcă m-am mai izdrăvenit. Dacă mi-aș putea pătări undeva și setea, poate că... Fetico, dragă, vino și bea după poftă inimă. Vântâna. De când m-ai curățat tu, am o apă limpede cum e lacrima și rece cum e gheața. Într-adevăr, e o bunătate.
Hei, dar pe mine cui mă lași fetiță harnică și cu minte? Ia cât-a și părul de la răspândie. Tu m-ai scăpat de o mis fetiță. Ia gust acum din perele mele galbene și dulci ca mierea. Sunt minunate. Vă mulțumesc la tot pentru darurile voastre. Acum pot pleca mai departe. Noi îți mulțumim pentru grija pe care ne-ai purtat-o. Drum bun, fetiță. Drum bun, drum bun, drum bun. Drăirașule, o singură teamă mai am. Uite, s-a înserat și mie să nu mă rătăcesc prin beznă. Ai dreptate, mergem cap de multișor, da. Și nici când ajungem acasă. Mi se sting și tăciunii. Dacă am putea să ne călăuzim după ceva. Eu zic... Auzi? Un lătrat. Ia, hai să mergem să vedem. Da, da. Fetiță, vino după lătratul meu. Casa părinților tăi e la doi pași. Da, da. Vino spre mine. Ai, cățelușa pe care ai tămăduit-o tu. Uite casa, colea după dâng. Îți mulțumesc, cățelușa. Cine-i? Eu sunt Ileana. Nepricopsită! Unde ne-ai umblat pe noaptea și toată ziua? Uncheșule! Uncheșule, ia vino cu gârbaciul! Spune nevrednică! Unde-ai fost? Se stinsese focul în vată și am pornit după tăciunea prins. După tăciunea? Am nimerit la zâna pădurii. Am slujit o zi întreagă și drept plată mi-a dat lădița asta. Ia deschide uncheșule să vedem ce pricopse al-o fi înăuntru. Vă-neau! Ia te uite ce iese de labe. O chirpelie de cai, o cireadă de fii, turme de oi, păsări fără număr. Hey, ia priviți până unde s-au respirat. Fata moșului, asta e o lădiță fermecată. Acum am băgat și eu de seamă. Și de unde ziceai că ai furat lădița asta fermecată? Viclanu! N-am furat-o, mi-a dăruit-o zâna pădurii. Greirașul a fost martor. Da. Am văzut cu ochii mei. E, lasă, mamă, că n-o fi numai toanta asta vrednică să pună mâna de atâtea bogății. Da. O pornesc chiar acum la zâna pădurii și ți-aduc un lădoi de 10 ori mai mare ca al nepricopsitului. Bravo, fata mai. Om bun, o caut pe zâna pădurii. Eu sunt. Ce vânt te aduce pe la mine? Vreau să slujesc și eu o zi, cum a făcut sora mea vitregă. Vezi că la mine e treabă de făcut. Te trage inima la muncă? Da. N-ai întâlnit când veneai încoace o cățelușă bolnavă? Ba da, și i-am tras un picior. Da, dar un pom plin de omizi. M-a stricat să-l curăț. I-am rupt însă o crenguță din el și m-am grăbit încoace. Nici la fântână nu te-ai oprit. M-am oprit și am aruncat o piatră înăuntru, că era părăsită și plină de mâni. Pe semne că măcar cuptorul l-ai pus mâna și l-ai îngrijit, nu? Cuptorul a prăpătit? Na, era să mânjesc eu mânuțele astea cu dorăbănătura aia nefolositoare. Ai dreptate, te-ai fi ostenit rău. Apucă-te de treabă. Spală-mi copiii, hrănește-i și derete-că prin casă. Când mă întorc să fie totul gata. Ce e asta, Fetico? De ce țipă viețuitoarele mele? Aoleu, le-ai opărit! Apoi cum era să le spăl altfel? Ia să văd bucatele. Ce le-ai lăsat pe foc până s-au afumat? Tot nu era să mă împart în cinci. Am muncit cât am putut. Bine, să-ți dau plata. Alegeți una dintre lăzile astea. Pe aia. Pe cea mai mare? Fie. Ia-ți-o și du-te cât mai repede de aici. Muzica.
mușcat o cățea turbată. Ui, și mâinile ți s-a arse. Am trecut pe lângă un cuptor plin cu azime calde. Era în flămândă și am vrut să iau una. Da. La cuptorul dogorea așa de tare că mi-a fript mâinile. Sărăcuța! Dar nu era nicio fântână pe aproape? Ba, era, da. Când am ajuns la ea, a secat cât ai clipit din ochi. Lasă, lasă, că te tămăduiesc eu. Hai, hai să vedem ce bogății o fi în lada. Aici, las. Ce cauți aici, uncheșule? Pleacă, hai, și tu și fiica ta. Să nu veniți în casă, până că nu vă chem eu. Hai, apare. Am pus zăvorul. Hai, deschide lada, fetiță. Deschide fata mai tine. Așa. S-au întâmplat lucrurile, dragi prieteni. Nu mă întrebați nici de baba cea rea, nici de fata aici aleneșă. Cred că vă dați seama ce au pățit. După întâmplarea asta, moșneagul a rămas singur, doar cu fata Alicia cu minte, acolo, la marginea satului, în casa aceea micuță, dar luminoasă, pe care mâinile harnice ale Ilenuței o fac să strălucească întocmai ca un pahar. Iar seara, când fata moșului cea cu minte se ivește la fereastră, eu dau glas turnelor mele. Cri-cri, cri-cri, cri-cri. Și numai ce o aud pe Ilenuța, că-mi șoptește blând, ca o adiere. Ai venit, grierașule. Îți mulțumesc pentru cântecul tău micuț, cu care mă dezmierzi în fiecare seară. Noapte bună, grierașule. Noapte bună.